Domnule primar, domnule director, vreau să vă felicit. În calitate de ministru, sunt onorat că am avut șansa să semnez astăzi aici acest contract. Mă bucur că există autorități locale în România care răspund la necesitățile cetățeanului. Eu cred că și acest proiect și celelalte proiecte derulate de administrația locală. După cum bine și dumneavoastră știți, există aici o apetență foarte mare pentru fondurile europene și pentru atragerea de fonduri europene și pentru asta, sincer, vă felicit. Cred că trebuie să reținem, în primul rând, că misiunea și menirea Ministerului Dezvoltării este de a ajuta comunitățile locale să se dezvolte, să creeze condiții de secol 21 și de Uniunea Europeană pentru comunitățile pe care le administrează. Menirea Ministerului este de a acorda sprijinul tehnic comunităților locale care într-adevăr doresc să-și aducă cetățenii prin condițiile care le au și prin mecanismele, să zic, de dezvoltare la un nivel de civilizație pe care cu toții ne-l dorim. Vreau să fac o singură precizare legat de proiectele care s-au derulat prin Ministerul Dezvoltării. Ca prioritate strategică pentru următoarea perioadă, consider că proiectele care au impact de natură economică, de dezvoltare economică, de creare de locuri de muncă, sunt priorități strategice. Pentru că, vrem, nu vrem, trebuie să înțelegem că România trebuie să devină, în anii care urmează, o țară care să aibă productivitate și să fie competitivă pe piața națională și internațională. Și o spun asta pentru că, din păcate, n-am reușit să înțelegem că ne aflăm într-o competiție permanentă, atât în spațiul intern cât și în spațiul extern, și că nimeni nu stă să ne ofere ceva doar pentru simplu motiv că am avea dreptul. Ca atare, felicit autoritatea locală pentru că s-a zbătut permanent, indiferent de vicisitudinile politice care au fost în trecut. Și nu vreau să discutăm aici, chiar dacă suntem în campanie electorală și chiar dacă ar fi foarte ușor să invoc tot felul de motive în care autoritățile locale care nu au fost din partea puterii au suferit de o relație mai mult decât reci cu instituțiile statului, vreau să vă spun că în următoarea perioadă este în responsabilitatea noastră ca minister să creăm mecanismele de simplificare și procedurile de descentralizare de la nivelul ministerului către agențiile de dezvoltare regională, astfel încât programul operațional regional să devină cât mai eficient și cât mai puternic din punct de vedere al rezultatelor atragerii de fonduri europene. Ca atare, domnule primar, vă felicit, vă asigur că veți avea în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale un partener și nu un partener pentru simplu motiv că împărțim aceeași coloratură politică, ci un partener și o obligație a ministrului de a face politici publice în interesul dezvoltărilor comunităților locale. Mulțumesc! Ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați fost și sunteți astăzi aici și ați venit la Bacău. Într-adevăr, iată, este primul contract de finanțare pe un proiect semnat în noua conjunctură politică și cu nou guvern. Și dacă noi am fost ultimii care am semnat pe postul guvern, cred că suntem primii care semnăm cu actualul guvern. Este o întâmplare sau nu? Era o restanță. Era o restanță, da. Este o întâmplare sau nu? Eu sper totuși că va avea un singur obiectiv și sunt convins, după câte vă cunosc, că așa va fi și obiectivul este să dezvoltăm România și să nu dezvoltăm orașe din România după anumite culori. Sunt convins că politica liberală, și o spun respicat, va face politica liberală, și o spun respicat, va face ca și în anii următori, la fel ca și în anii care au fost 2005-2008, când România a fost condusă de un guvern liberal, vom face tot ce este posibil ca dezvoltarea să fie pe orizontală și să fie o dezvoltare durabilă a comunităților locale
și a României. Astăzi mai avem un obiectiv și anume vom inaugura pasajul subteran Ștefan Dușă-Hoituz. Vom merge imediat acolo. Din păcate, poate ar fi trebuit să-i dăm drumul mai devreme și noi am vrut acest lucru, dar o proprietate de teren care ne-a împiedicat, proprietate particulară, ne-a împiedicat să finalizăm mai repede infrastructura din jurul pasajului, până nu am reușit să facem exproprierea. A prelungit un pic termenul de finalizare, dar iată că acum Bacău se va dezvolta foarte ușor și pe est-vest, la fel cum a fost și dezvoltarea în ultimii 20-30 de ani pe nord-sud. Mergem acolo la 31 sfert, ne întâlnim la pasaj.